Situație inedită în Austria. O tânără de 30 de ani din Viena a moștenit 10 de milioane de dolari după ce bunica ei, miliardar, a murit. Dar pentru că banii nu o fac fericită și consideră că nu îi merită, aceasta vrea să îi doneze. Marlene a murit în septembrie la vârsta de 94 de ani, lăsând miliarde de dolari moștenire nepoatei și moștenitoarei sale. Cu toate acestea, tânăra de 30 de ani acum locuiește în Austria, spune că nu este interesată să moștenească acești bani. Tânăra s-a angajat să doneze 90-95% din moștenire și dorește ca impozitul să meargă către stat pentru redistribuire. Nimeni nu ar trebui să aibă atât de mulți bani și putere, a declarat Marlene. Aceasta a povestit că s-a enervat atunci când a aflat că bunica sa a decis să-i lase ei moștenire zecile de milioane de dolari. Nu ar trebui să am banii familiei mele pentru că nu am lucrat pentru ei. În opinia mea, aceasta nu este o chestiune de voință, ci o chestiune de corectitudine. Nu am făcut nimic pentru această moștenire. Aceasta este pur și simplu noroc la loteria nașterii și pură coincidență. Oamenii care de fapt au contribuit la asta nu obțin prea mult. Provine de fapt de la societate și aici ar trebui să se întoarcă. Când a venit anunțul că voi moșteni o avere, am observat că nu eram cu adevărat fericită și m-am gândit, ceva nu este în regulă, trebuie să fac ceva. Apoi am început să mă gândesc serios la asta. În societățile noastre, bogăția individuală este legată structural de sărăcia colectivă, a explicat tânăra potrivit Daily Mail, relatează știrile de Cluj.ro.